În seara zilei de 3 octombrie 1226, în apropierea bisericuței Porțiuncula din Assisi, Sfântul Francisc s-a întors la Tatăl. Întins gol pe pământ, a murit după ce a adăugat ultimele versuri la cântecul creaturilor. În fiecare an, în această zi, la apusul soarelui, în întreaga lume se celebrează primele vespere solemne cu ocazia sărbătorii Sfântului Francisc, Sfântul Păcii prin excelență. La Ierusalim, primele vespere au fost prezidate de Părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte. În timpul celebrării, 21 de frați de diferite naționalități și-au reînnoit jurămintele. În omilia sa, custodele a vorbit pe tema Ora ultimei dezbrăcări, preluată din îndemnurile Sfântului Francisc. La vârsta de 24 de ani, Francisc s-a dezbrăcat în fața tatălui său pământean, Pietro Bernardone, a spus custodele în omilia sa, și se va dezbrăca de mai multe ori în următorii 22 de ani. Totuși, cel mai dificil și mai solicitant exercițiu nu este să te dezbraci în exterior, ci să te dezbraci în interior. Într-adevăr, dezbrăcarea exterioară este doar primul pas spre dezbrăcarea interioară, care este mult mai dificilă. Un moment foarte emoționat al celebrării este cel în care este evocat tranzitul Sfântului Francisc de Assisi spre cer. La 4 octombrie, Părintele Francesco Paton, împreună cu franciscanii din custodie, au celebrat o sfântă liturghie solemnă prezidată de Părintele Dominican Jean-Jacques Perenes, directorul școlii biblice. Conform tradiției, dominicanii prezidează Sfânta Liturghie în ziua de sărbătoare a Sfântului Francisc, un gest care alimentează unitatea dintre cele două carisme, franciscan și dominican. La celebrare au participat comunități religioase prezente în Țara Sfântă. Au fost prezenți de asemenea Preafericirea sa Pier Battista Pizzaballa, Patriarhul Latin de Ierusalim, autorități civile și religioase. Cele două ordine ale noastre s-au născut în același timp, a subliniat Părintele Perenes în omilia sa, în timpul aceleiași treziri evanghelice pe care fiecare a încercat să o trăiască cu propria sa carismă, dar fraternitatea care ne unește a străbătut secolele. Celebrarea Părintelui nostru Francisc ne invită să ne punem câteva întrebări. Care sunt provocările timpului nostru care necesită un răspuns evanghelic din partea noastră? Este important ca ordinele noastre, atât franciscane cât și dominicane, să fie atente să asculte și să înțeleagă aceste provocări ale lumii și să răspundă. De exemplu, astăzi, Papa Francis subliniază foarte mult problema migranților, a sărăciei. Cred că este foarte important să fim atenți și de asemenea să avem curajul de a ne schimba uneori, să lăsăm în urmă lucrurile pe care le-am făcut de-a lungul anilor, poate de-a lungul secolelor, pentru a putea răspunde noilor provocări. Pentru custodele Țării Sfinte, provocările Sfântului Francisc sunt multiple pentru biserică și pentru creștini. Grija față de creație, relațiile cu ceilalți, ideea de societate și economie, pacea. Mesajul de pace al lui Francisc este universal, traversează secolele și ne interpelează mai mult ca oricând astăzi. Francesco, ripeto, ha un'idea della pace. Provocarea păcii, aducerea păcii. El are o idee despre pace care este în primul rând teologică, ca în Biblie, așa că este convins că Iisus Hristos a murit pentru a împăca cerul și pământul și pentru a împăca pe toți oamenii. De aici și angajamentul pentru pace. Cum să mă lupt cu o persoană care este fiica acelui aștată, pentru care Iisus Hristos și-a dat viața, așa cum și-a dat-o pentru mine, în care acționează același spirit, care vrea să ne recunoaștem ca frați și fii ai acelui aștată? Până când nu va exista o astfel de înțelegere profundă, pacea se va baza întotdeauna pe o fundație slabă. Tipul anche di comprensione profonda, la pace sarà sempre fondata su deboli basi. Pacea este strigătul și rugăciunea multora, în acest moment în care lipsa dialogului poate deschide scenarii tulburătoare. Cursul războiului din Ucraina a devenit atât de grav, devastator și amenințător, încât stârnește o mare îngrijorare, a spus Papa în timpul rugăciunii Angelus de duminica trecută, cu câteva zile înainte de sărbătoarea Sfântului Francisc.